Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la ceva nou! Astăzi o să vă spun de ce canalul meu se numește recent Expertul Trăznit. Ați văzut că recent am numit acest canal Expertul Trăznit. Și poate unii dintre voi v-ați întrebat de ce. Ei bine, o să vă spun chiar acum de ce. Poate unii dintre voi vă amintiți că numele meu inițial de canal a fost Matei Șantu, pentru că acesta este numele meu. Și îmi apăruse un mesaj să-mi pun un pseudonim. Și mă gândeam așa. Până când mi-a venit în minte numele acesta de Expertul Trăznit. De ce l-am numit așa? Pentru că expertul vine de la treaba, pentru că eu sunt expert la jocuri. Cel puțin nu la toate. Și trăznit, pentru că așa sunt eu. Așa sunt eu de obicei. Da, așa îmi place mie să fiu. Și da... un timp după ce am schimbat numele canalului, am mai păstrat un pic iconița de canal cu iepurele și bannerul de asemenea tot cu iepurele. Dar după un timp am schimbat bannerul și am pus salutare și a rămas doar și rămăsese doar iconița cu iepurele meu de pluș. Era. Și îmi venise mie o idee. Voiam să fac un fel de logo pentru acest canal. Și atunci mi-am făcut E și T-ul, adică inițialele de la cele două cuvinte. Le-am făcut un logo. Și acum ați văzut cum sunt unite. Adică doar uitați-vă la canalul meu să vedeți cum unite literele. Și da, cam asta e toată treaba. Da, îmi place numele canalului. E chiar foarte fain, pentru că tot eu l-am ales. Și chiar se potrivește cu mine. Ignorați partea asta. Oricum, cam asta a fost povestea și da. La revedere, fraților. Și ne mai vedem în episodul curând.